Muzeul Județean de Artă Prahova Ion Ionescu Chintus invită publicul iubitor de frumos în perioada 2-13 noiembrie să viziteze o expoziție de excepție, cuprinzând 50 dintre primele lucrări din patrimoniul Pinacotecii Ploieștene. Lucrările expuse, parte dintre ele donații, parte achiziții, sunt dovada înaltei priceperi de selecționare a inițiatorilor Pinacotecii, regăsind aici nume mari ale artei românești: Leca, Aman, Grigorescu, Andreescu sau Tonița, iar prin prezența lor la vremea respectivă în colecția publică a orașului sunt proba via vizionarismului și spiritului civic ale reprezentanților elitei intelectuale interbelice. Anul ăsta se împlinesc 80 de ani de la înființarea muzeului ca instituție. A fost una dintre primele instituții de acest gen din țară. S-a înființat în urma altora, dar în același timp și înaintea multor altora. Și ne-am gândit să facem această expoziție prin care să marcăm evenimentul și prin care să readucem la lumină. De fapt, nu să readucem la lumină, pentru că multe din ele au fost expuse de-a lungul anilor, dar să marcăm această expoziție cu lucrări din zestrea inițială a muzeului. Ideea unui muzeu al orașului apare prima dată legată de activitatea pictorului și profesorului Iosif Wallenstein, care va acționa constant pentru înființarea unui muzeu al liceului. Astfel că ziarul Democratul din 24 decembrie 1887 vorbește despre Pinacotecă, anunțând publicul ploieștean că muzeul organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă o a doua briliantă expoziție. Vizitatorii pot admira unele dintre cele mai prețioase piese ale muzeului, aparținând Pinacotecii Ploieștene. Astăzi, vizitatorii pot vedea aici unele dintre cele mai impresionante lucrări. Sunt lucrări de foarte bună calitate, sunt lucrări reprezentative pentru arta românească de secolul 19 și 20. Așa cum v-am spus, unele au mai fost expuse de-a lungul anilor în expoziția permanentă, altele mai rar, cum este cazul gravurilor lui Aman. Pentru că fiind vorba de grafică, e vorba de niște norme de conservare mai speciale. Și aceste patru portrete ale lui Gheorghe Tătărescu au fost achiziția primăriei, care comandase patru portrete de domnitori și niște scene pictate pe tavanul primăriei. Ele au fost lucrate de Gheorghe Tătărescu după ce înaintele executase un alt artist, care nu-i se știe numele, nu tocmai mulțumitor, și după ce a fost consultat, el a hotărât că trebuie să refăcute. Vizitatorii sunt așteptați să treacă pragul Muzeului Județean de Artă Ion Ionescu Chintus în fiecare zi de marți până duminică. Tariful de intrare este de 8 lei de persoană și de 2 lei pentru grupuri mai mari de 10 persoane.